Plecăm de la Uvaci. Diseară vom opri la Zabulgeac, după ce vizităm canionul Tara.
podul de la Durdevița. Și ce mai găsim pe traseu? Încercăm să ajungem la punctul de belvedere acum. Să vedem canionul de sus. Motoarele sunt pregătite. Și ele Vlad. Ready for action. Ready. I was born ready. Yeah. Bicicleta lui Bogdan. Breazul. Gata de drum. Încărcat. Ca de obicei. Da, bă, plecăm. Plecăm. Gata? De la pensiunea de la Uvaci, unde am petrecut noaptea. Suntem chiar pe marginea camionului. Zona este foarte frumoasă. Iar ar merita să petrecem mai mult timp aici, dar nu avem timp la dispoziție. Acum ne mutăm pe partea cealaltă a camionului, pe un drum tot așa de off-road, vreo 20 și ceva de kilometri. Să vedem. Să ridicăm drona, să facem câteva poze, după care mergem spre camionul Tara și podul de la Durdevița. Vom trece granița în Muntenegru. Din păcate, ultimele ploi au pus ceva probleme drumarilor, au fost nevoiți să închidă niște drumuri și va trebui să facem și noi un ocol de vreo 80-90 de kilometri până la punctul de frontieră. Asta înseamnă că vom ajunge un pic mai târziu la Dabuliat, unde intenționăm să ne întindem cortul în camp camping Potoc. Din ce am văzut pe review-uri și pe internet, este un camping drăguț. Să vedem care sunt costurile, dacă sunt apropiate de pensiune. O să ne cazăm la pensiune. Am găsit cazare și cu 60 de euro, 70 de euro pentru 3 camere. Deci, practic, la 60 de euro închiriez 3 camere. 20 de euro pe noapte. Luna chiar avea și micul dejun. Cum vă spuneam, priviți aici cât de frumos se vede. Mă duce un pic cu gândul la podișul Transilvaniei, tot ce văd aici. Seamănă foarte mult reliefful de aici cu podișul transilvanian de la noi. Noi acum mergem spre Muntenegru. Vom merge la o altitudine și mai mare. Aici suntem așa oarecum într-o zonă de podiș mai deluroasă. Nu știu să vă spun exact altitudinea. Și vom începe să urcăm în Muntenegru. Peisaje frumoase. Camionul Tara. Podul Durdevița, parcul Durmitor, lacul Pluzine. Chiar avem ce să vedem. Zona de aici e frumoasă și pentru campat, pentru transportul. Numai că este foarte frig dimineață. Acum sunt 21 de grade. Și o vulpe. Vulpe cred că era, da. Am văzut o vulpe. La o distanță destul de mare și urmează Bogdan, Pairo și Mirela.
Suntem trei motociclete. Inițial, când am planificat tura, era mult mai multe. Din păcate, pe parcurs oamenii renunță din diferite motive, de cele mai multe ori financiare, nu ușor de suportat o cursă de asta, chiar și numai pentru costul benzinei. Dar merită să faci sacrificii, să pui bani pentru o astfel de tură. Chiar este foarte, foarte frumos. Coasele pe drumul ăsta pe aici din niște viroaze și niște șencălaie și iată asfaltul pe aici. Ne-am luat după GPS-ul, na. E deștept GPS-ul ăsta, dar uite că uneori nu e ce trebuie. Acum navigăm cu hărțile offline, că nu ne permite internet, aici e foarte scump. Mergem într-o localitate de aici, vecinată, să alimentăm, pentru că Vlad ne-a dat ceva emoție și ne dă și acum, în continuare. A venit cu rezervorul mare, o liniuță de benzină. Și să alimentăm și după aia intrăm pe partea cealaltă a camionului. Practic unde suntem noi aici, cam de pe aici începe camionul, partea de sud a camionului, și se continuă mult, mult spre nord. Cred că mai bine de 100 de kilometri are lungime acest camion. Uvaci, camionul Uvaci, așa se cheamă. Uitați frumos, de frumos se vede. Foarte multe resorturi de cazare pe aici, foarte, foarte drăguțe, gen căsuțe din lemn, făcute așa pe un stil tradițional, dar foarte frumos. Cum vă spuneam, ele din ultima perioadă au făcut ravagii pe aici, pe drumul pe care am venit ieri. Foarte multe porțiuni rupte pe drum, foarte multe porțiuni unde se circulă pe un singur fir. Foarte periculos în curbe, ce-am constatat aici, sunt foarte multe aluviuni aduse de ploaie și de apă, de asfalt, și trebuie să fii foarte atent în curbe, că pierzi imediat aderența și poți aluneca foarte ușor. Pe de altă parte, și foarte bun nisip, nu numai noroi adus de apă, și nisip foarte mult. Și drumul în sine este o aventură. Aici trebuia să ieșim ieri, ăsta e drumul care merge spre Caciac. Și mai era un oraș, dar stat până de acum. Chiar îmi spunea cineva că nu a văzut atâta ploaie de când e el de aici, pe aceste meleaguri. A plouat foarte, foarte, foarte mult și se pare că suntem norocoși. Noi se pare că suntem norocoși. În momentul în care noi am intrat aici în Serbia, s-a ridicat și codul rusul de vreme rea și acum înțeleg că este o avertizare de caniculă, chiar dacă sunt 20 de grade. Urmează câteva zile toride, sper să avem timpul suficient să vedem drumul pe 14, parcul dormitor și să nu ne plouă pe acolo, că sunt niște curbe foarte periculoase. Drumul este extrem de îngust, e teamă de turiștii de weekend, o să-l facem sâmbătă, dar nu avem ce să facem altă, că nici nu am. Am un pic de emoții pe acolo pe drumul ăla, dar voi încerca să intru cu motocicleta ușoară, ușurată de bagaje. Voi lăsa un camping de cutiile laterale și gențile, voi lua doar pasagerul și aparatura de filmare.
nu mai ușoară mă duc jumăta. Am o mică problemă cu creștinea la rata spate, mi-a scăzut un pic. Aveam 2.9, acum am 2.7. Să văd cum evoluează în continuare, dacă nu se pun pompa și să se respat creștinea. Oricum, având în vedere că o să mergem și cu flow, 2.7 e ok. E ok pentru asta de trecut. Mergem să băgăm benzină. 5 km băgăm benzină. O mai am benzină pentru 440 de km. Mi-a scăzut 2 minute, dar Vlad a venit cu rezervorul bun de la Severin. A venit să-l strâng de gâtie, când am întrebat. Benzină? Nu! A venit în 3 minute fără benzină, imaginați-vă ce.
și a fost un drum superb. Curbe, majoritatea drumului cu asfalt. Aici n-am mai putut intra, din păcate, că sunt foarte multe bălți, șleauri și nu vreau să cădem pe aici, să rupem cutiile, să facem nimic. Mergem pe jos, mai avem vreo 500 de metri. Am luat drona, o să ridic drona, să filmez camionul de jos. Din păcate, o să ne cam mănânce un pic de timp. Să ajungem târziu la Zabuliac. Da, asta e. Nu știu, scrie ceva aici. Trebuie să fie ceva interesant, nu știu exact. Mergem și noi să vedem ce o fi acolo. Haideți după mine. O luăm pe aici, pe arătură. Sunt momente când aici n-ai cum să faci o poză. E plin de turiști. Munte mai mult, du-te jos. Ia uite-l ce frumos e ăla. Da. Ce-ați văzut? Un uliu. Un uliu?